Incredibil, dar adevărat. Firma care deține contractul de mentenanță al cardurilor de sănătate este în insolvență. Deși toată lumea dă asigurări că asta nu este o problemă, situația stă cam așa. Contractul încheiat inițial avea o valoare de numai puțin de 25 de milioane de euro. Acum societatea cu probleme are 10 angajați din cei 200 care erau anul trecut, iar CNAS spune că nu va da banii dacă firma nu face față contractului. Pentru români, cardul de sănătate, care i-a ținut pe la coz la casa de asigurări, este obligatoriu de la 1 septembrie. Colega mea, Andreea Traicu, ne dă date suplimentare. Andreea, bună seara! În ce stadiu este firma acum și ce riscuri sunt, având în vedere situația societății? Bună seara! Societatea are acum 10 angajați, potrivit jurnaliștilor site-ului cursdeguvernare.ro. Acest lucru în condițiile în care în anul 2012, atunci când împreună cu altă societate a obținut contractul privind implementarea și mentenanța cardului național de sănătate, avea peste 200 de angajați, menționează aceiași jurnaliști. Așadar, o situație destul de dificilă, având în vedere că societatea a cerut anul trecut în instanță intrarea în insolvență. Pe de altă parte, spun specialiștii că în cazul în care nu va putea să își onoreze atribuțiile menționate în contractul încheiat cu statul, societatea respectivă va trebui să înapoieze către statul român sumele de bani în posesia cărora a intrat până în acest moment. Pe de altă parte, menționează și cei de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate că în situația în care societățile nu își vor onora contractul, atunci nu vor primi restul banilor. În anul 2012, consorțiul HP România și Novensi Corporation a câștigat licitația prin care se angajează să furnizeze Casei Naționale de Asigurări soluția IT pentru introducerea cardului electronic. Doi ani mai târziu, una dintre societăți, Novensi Corporation, firma care ar trebui să se ocupe de mentenanța cardului, cere instanței intrarea în insolvență, iar numărul angajaților a ajuns de la 200 la 10, scrie site-ul cursdeguvernare.ro. Avocații atrag însă atenția că între consorțiul va fi bun de plată dacă firma ajunge pe butuci. În cazul în care este în insolvență, așa cum am precizat, nu o să poată să-și ducă la bun sfârșit pachetul de servicii pe care urmează să-l angajeze. Din punctul meu de vedere, consorțiul arătă de societatea respectivă va trebui, dacă contractul nu va fi dus la bun sfârșit, să plătească niște despăgubiri. Cardul de sănătate devine obligatoriu de la 1 septembrie 2015. Probleme legate de card au fost însă și în trecut și asta după ce mii de români au stat la cozi interminabile pentru a-l ridica sau activa.